uitați cât de frumos faci. Cât de frumos țese. Foarte tare. Foarte interesant. Acum se întoarce înapoi. Silviu, cum te paci cu urșii, mă? Prietenii tăi. Ați auzit, dragi prieteni, prietenii lui. Deci nouă nu ne face nimic ursul. N-are ce să ne facă. N-avem unde să fugim, ne apărăm cu ce avem. Poate găsim și noi ceva frumos pe aici. Neanicu, cred că l-a mâncat ursul. Ia zi, Sergiu, ce ai găsit? Inel de porumbel. 92. Dumnezeu să-l ierte, Sergiu. Băi, căte! Atât. Ia să facem o alungare de urși. Iată că am găsit un nasture destul de vechi. Foarte interesant. Mi-a dat și valoare frumoasă. Arginta, nu știu. Vedem ce este. Silviu a dat și lovitura cu un 5 bani din 1957. Bravo, Silvica! Bravo! Luăm niște halune de-astea de pădure. Așadar, 10 bani, 1867. O monedă foarte bine întreținută. Foarte tare. Hai că acolo e. Ia zi, Sergiu, e monedă sau nu? Monedă e? Cât aglie ai spus?
Ce verde e! Și uscată! Anul? Ca aia care am găsit-o eu. 1867. U, ce frumoase! Ce patină! Bravo, vă, Sergi! Felicitări! Ia uitați, dragi prieteni. Incredibil. Incredibil. Tremură mâna. Posibil să fie un domnitor înaintea lui Cezar.